Atmosfera celebrelor târguri de iarnă din marile orașe va inunda și centrul regiunului anul acesta. Cel puțin așa își dorește administrația locală. Între 5 și 23 decembrie, Parcul Central va găzdui primul târg de Crăciun, după modelul București, Sibiu, Timișoara, Cluj și, de ce nu, Viena. Un târg la care participanții, în general comercial producători de obiecte cu specific de iarnă, vor avea posibilitatea să-și prezinte și să-și vândă marfa în niște locații care pentru prima dată vor fi amplasate în municipiul Reghin, gen căsuțe din lemn, care de asemenea vor trebui ornate și să dea o atmosferă cât mai plăcută sărbătorilor de Crăciun. Târguri de iarnă s-au mai organizat la Reghin, însă nu s-au bucurat de mare succes din cauza mărfurilor prea variate, expuse și fără nicio legătură cu sezonul. Ideea acestor spații de vânzare îi încântă pe reghineni, însă fiecare are o altă viziune asupra ceea ce ar trebui să se comercializeze. V-ar place să avem aici, în centrul orașului, un târg de Crăciun? Da. Lumea umblă, plimbă. Ce se face? Ce v-ar place să vedeți sau să cumpărați la un asemenea târg? Pentru copii, pentru nepoți. Ceva frumos. Ceva frumos și de calitate. Cum ți-ar place să arate un asemenea târg? Fără haine, fără chiciuri, un târg de artizanat. Altceva pe lângă artizanat? Ceva specific zonei, în special, mă gândesc. Preparate alimentare, poate? Da, se spune în cozonaj de Crăciun, tot ce se prepare, dar prea puțin. În general, ceva artizanat. Da, da, cu multe, multe produse ca să putem să mai ne orientăm, să cumpărăm cine. Ce fel de produse să fie? Păi cum era în anii trecuți. Și produse, haine, încălțăminte. Se vor comercializa obiecte cu specific acele ornamente de Crăciun, betele, globuri, mă rog, figurine, turtă dulce și, de ce nu, și preparatele din carne de porc specifice meselor de Crăciun. Comercianților interesați să participe la târgul de Crăciun li se vor pune la dispoziție căsuțe din lemn în care își vor putea desfășura activitatea. Detalii și înscrieri la sediul primăriei municipiului Reghin, camera 25, până la data de 2 decembrie inclusiv.